referitor la calificarea situației juridice de către cei de la DIP. În primul rând, dumneavoastră solicitat informații. Această solicitare se încadrează temeiul legii privind accesul la informații. Nu contează forma în care această solicitare a fost făcută, prin e-mail sau cu anchet sau fără anchet. Este probat și recunosc acest fapt, faptul solicitării informației. Prin urmare, ei sunt obligați să vă comunice informația fără a găsi careva tertipuri sau pretinse erori pe care dumneavoastră le-ați făcut, care în realitate, în opinia mea, nu sunt comise. Respectiv, ei trebuie să furnizeze informația, dar dacă refuză să furnizeze informația, trebuie să vă adresați instanța judecată ca să solicitați obligarea acestor ca să furnizeze informații cu caracter public. Și vă dați seama cam cât ar dura să merge în instanța de judecat ca să obții informații despre o grevă a foamei declanșată. Asta durează mult. Însă și faptul că ei refuză să furnizeze o astfel de informații, atât timp cât informația indicată de dumneavoastră nu ar fi veridică, atunci nu văd probleme sau, cel puțin formal, impedimente din partea lor că ei să furnizeze o astfel de informații. Acesta denotă existența unei probleme împădurată prin ceară de monotorapie și ridică mai mulți semne de îngrijorare. Mi-ați transmis doar câteva întrebări pe poșta electronică. Am așteptat o solicitare oficială de pe numele ziarului de gardă. La exact, noi de pe numele ziarului de gardă și am expediat. Vă trimit un print screen, dacă... Nu, mi-ați trimis doar trei întrebări și mi-ați dat un număr de contact. Asta nu este solicitare oficială. Prin poștă se transmite o solicitare oficială cu anchetul ziarului de gardă. Asta e situația. Noi așteptăm solicitări oficiale, nu întrebări. Nu ne-am adresat, și înscris. Și necă nici nu mai sfârșit de pe cine spune, până moia necă. Și ala lascunde cu coasele rupte, cu mâna ruptă, cu capul crăpat. Numele voi, spune-te rog. Jabalotnicul Sergei. Și unde lascunde? Într-al doilea bloc. Tot aici ea, dar în alt bloc. Pe indiciarul care? Unu, teraclie. Da. Păi el a scris plângeri? A? A scris plângeri la propos? Am scris plângeri și în judecată. Am depus eu personal și am iar de nou. Lăsați-vă un pic vorbim, puțin. Eu nis, у него заседание 2 часа. У него есть права. Он может говорить с прессой. Минутку, минутку. Проблема в том, что даже начальник учреждения вчера обратился, да? Сегодня опять меня угрожали, что, короче. Кто вас угрожал? Начальник учреждения. Как его имя? Красачёв.